Moarte suspecte în arestul Poliției Capitale. O femeie a decedat azi dimineață în celula în care se afla arestată preventiv pentru furt. La ora 5 și 45 de minute, colega de celula victimei a alarmat polițiștii pentru că femeia în vârstă de doar 31 de ani se simțea rău. Ulterior, femeia a încercat să se dea jos din pad, dar a căzut la loc. Câteva minute mai târziu a intervenit medicul unității care a sunat de urgență la 112. A fost nevoie de două ambulanțe pentru resuscitarea femeii. Primul echipaj ajuns la fața locului nu dispunea de aparat specializat pentru resuscitare și astfel a fost chemată o a doua ambulanță. În ciuda încercărilor medicilor de a o readuce pe femeie la viață, o oră mai târziu a fost constatat decesul. Cazul a fost preluat de parchetul Tribunalului București și Serviciul Omorului din Poliția Capitalei pentru stabilirea exactă a condițiilor în care s-a produs decesul femeii. Victima era o cunoscută consumatoare de substanțe stupefiante și a fost încarcerată la finalul lunii mai.